ziua, dragi prieteni. Și bine v-am regăsit pe canalul Henel. Dragi prieteni, uite, ăsta e camionul care mi l-a dat acum. Deci pe ăsta nu-l mai schimbă Mihaela. Mergem la o descărcare aici aproape. Am avut una exact în fața firmei, poartă în poartă. Adică am ieșit de acolo, am trecut peste drum. În poarta firmei putea să-l ducă cu ăla, cu Terbergul sau cum îi spune, la să o bage în rampă la ăia. Au avut program de la 8. Eu am văzut la 6 aici. Am stat. Am respirat puțin de la 6 și ceva până am cuplat, nu știu ce, până la 8. M-am odihnit așa ca început de săptămână. După ce am venit de acasă. Da, ținând cont că e luni azi, era și mai greu ca să încep din plin așa. Deci avem acolo camera de bord, da? Acolo un lateral avem televizorul ăla mare acolo, tableta aia sau ce o fi, ca să vă, am o cameră deasupra oglinzii și văd unghiul mort. Mai avem 5 km până la destinație, la prima descărcare. Am mai avut o adresă tot în zona asta, dar fiindcă au băgat un palet mai lung, nu puteam să închid ușa, l-au dat jos și am rămas cu restul. Aici la firma asta am părere că am mai fost. GPS-ul mă duce cam aiurea, eu o să țin zona industrială cum am ținut data trecută, mi-aduc ceva aminte. Cum am descărcat și cred că o să iau pe aici, dacă da, lasă, nu mă mai duc acolo că e unul cu tirul, nu mă mai bag. Trebuia să mă fi băgat. E unul pe banda aia, da, ne băgăm pe următoarea. Ca așa putem face cu stânga, cu trebuia să mă întorc pe contrasens. Ca să mă duc după colegul ăsta cu distrilogul. Și să mergem acolo, să descărcăm la un fel de dedeman, să zic așa. Un magazin de mobilă, de mai multe are acolo. Da, eu am niște pal, niște, nu știu, niște mobilă dezansamblată sau chiar nu știu, dar na, ceva de genul. E vorba de tâmplării. Și să ieșim pe acolo, cum faci intersecția pe sub autostrada asta, să mă întorc pe contrasens. Data trecută m-am oprit în parcarea turismelor, că e intrarea la clienții prin față, dar eu trebuie să intru prin spate, n-am știut. Și am să execut de data asta așa cum trebuie, să cunosc firma, sper că acolo e și nu mă înșel. Manul ăsta nu are retarder. E un Euro 5. Merge frumușel, foarte frumușel. Setat la 89 mi-arată, dar el merge cred că mai mult. Mașina e foarte îngrijită de colegul care a avut-o, un coleg român care lucrează la firma asta de 4 ani. Primul camion care l-a avut el. Și a avut grijă de el, știți, întotdeauna când camioanele nu sunt trecute prin mâini și mâini, sunt mai bine întreținute și exploatate decât să stea o lună un șofer sau două și pe urmă vine altul și tot așa. Da, haideți că nu mai e mult.
Ăsta îmi spune, băi, și pot să ies, și am să ies aici, cum a dat el previzualizare, 4 km. Mai e, așteptăm, suntem pe A12, pe la Bum, pe aici, pe, între Anverpen și Bruxelles. După cum v-am spus, facem distribuții de data asta. Uite, pe aici eu trebuie să intru ca să mă încadrez, eu să fiu pe aici. Așa că m-a lăsat colegul cu iepurașul. Mersi. Și o să o ținem așa până după pot, pe acolo. Hai că e verde, sper să nu mai stau la un semafor verde. Am schimbat rezoluția la cameră, că era prea puternică și înregistram câte un clip de jumătate de oră, avea câte 50 de giga. Dura câte o noapte până să încărca. Zic, lasă, îi dau rezoluție mai mică, până la urmă tot vede calitate și așa mai departe. Deci are un fel de retarder, dar nu, mai mult obturator de gaze automat care intră. Vagonul ăsta parcă n-are ABS, dar are. Nu mi-arată în bord, dar așa o smuncește când calc frâna, parcă se înțepenez roțile mai ceva ca atunci când nu ai cablu ABS și e clasic. Și ați văzut când apăsăm pedala de frână, frânează așa, te pune în cap, cam așa smuncește. Aici mai arată 3 km, ăsta îmi spune, da, previzualizează și a să-i dau așa ca să mă vadă pe drumul ăsta, uite așa, vedeți? I-am dat să mă vadă, hai, e primul la stânga, eu merg înainte, hai și tu, cu Mazda ta. Sper să nu trag ăsta vreun vagon, cum a luat el virajul. Autobuzele. Nu știu cât scai putere are, nu prea sunt eu curios cu cai putere, cu dacă îmi zici cineva atâția cai putere, atâția are. Bine, dacă nu mă uit eu să văd de câți cei și nu. Oricum, băi, trebuia să închizi și tu oglinda aici. Trebuia să o închizi că... Nu mai zic nimic. Deci, pe după pot, deci firma e undeva acolo pe stânga, de aici dacă... Dar eu trebuie să țin înainte, mă bag pe suport și mă întorc și undeva fac dreapta prin spate. Ei, UD, firma UD, nu știu cum îi spune, vine de la lemn, UD Tex, în engleză, lemn. Da. Te bagi.
tai calea. Da, știu. Uite, vedeți în camera acolo autobuzul acum. Dar tot în oglinzi e cel mai bine. Nu stau eu să mă uit în televizorul ăla, că doar pe loc, când sunt oprit, atunci să nu stea unul lângă mine, să nu-l văd din greșeală. Nu sunt obișnuit să le văd, să mă uit acolo, dar da, ajută, nu zic că nu ajută. Hai să închid banda mea. Asta mă duce aiurea, mă duce pe un alt traseu, dar trebuie să vin pe aici, pe unde știu eu și pe unde am văzut eu. Trebuie să mă bag pe banda asta și să țin aici paralel, cu toate că mergea și pe acolo. Asta pot să ies în A12 înapoi. Uite, uite textul aici, uitați-l, scrie mare cu verde. Dar trebuie să intru prin spate. Asta mă duce altfel. Dar eu am să țin indicatorul de ce-mi da aici, zona industrială Virșc, nu știu cum, cu denumirile lor. Stai că mă urc pe tine, scuze. Uite, îmi dă aici Arselar, aici autoband, și mă întorc pe partea aia altă, de zonele industriale pe aici. Aici să cedăm trecerea până se face roșu. El mă duce, cred că, pe strada asta încolo. Am zis că s-a făcut roșu, dar prea încet mergea ăla pe semafor. Uite, ud tex aici. Am pus, mă, chetroaile astea pe aici, mă, așa le-o făcut de... Eu nu știu ce 100 mi-e. Trebuie să văd pe unii mă bag pe aici, pe-n spate. După biciclete. Și aici undeva e poarta pe-n spate, ia să vedem. Am trapa deschisă, dacă se aude prea, uite pe aici, UTEX. Deci ia băgăm. Biciclete, nu? Păi periculos cu bicicletele astea. Salutare, hai, eu știu unde să ți-o trag aici, dacă o-i putea. Am un palet aici, să văd cum o-i face. Hai
Aici trebuie să eu aduc eu ei lor. Mi-ai lăsat tot asta aici, îngrămădită, mă, băieți, mă. Paleta aici și nu știu ce-o fi cu paletul ăla. De acum e bună camera. Eu să nu-i frec vreuna. E tot locul din lume. E tot locul din lume. Să dau aproape de paleții ăștia ca să o descarce băieții. Băiatul ăsta cu... Așa... Dă-te mai în lateral, așa se poate să intri. Așa... Acum dăm mai în față. Cam atât, dragi prieteni, momentan. Da, dragi prieteni, hai să vedem următoarea adresă. Am băgat, deci am descărcat aici. Și mergem la Getia Circulare, ați văd, parcă zic că am băgat-o. Așa, General Veterlan în Mechelen. Hai să vedem. Înapoi, hai să vedem ce traseu îmi dă ăsta. Deci eu sunt aproape de Anverpen. Și mă întoarce aici spre Mechelen. Ia să vedem, mă bagă pe 19, N1. Aici undeva. Bun, sper să fie bine.
Era un drum în lucru acolo și sper să n-am probleme. Dăm un pic drumul la aer, că 19 grade, e cam înnădușeală aici. Hai să ne punem centura. Avem un tahograf mai de ăsta care știu eu să umblu cu el, ălaltul era așa ăla, dar parcă mi-era peste mână, nu-l... Hai să vedem dacă putem să luăm cu dreapta aici, spaleții ăștia aici. Dă niște erori pe-n borp aici. Sper să nu-i dărâm lui ăsta paleții. Nu. Și ăsta mă scoate înapoi încolo, trebuie să mă întorc. Ia să vedem cum facem. Dacă fac în dreapta, hai să încercăm și cu dreapta. El așa îmi spune. Da, mergem încolo. Hai să vedem ce o fi pe aici. Hop, încetişor. Încetişor, Mihaiță. El pe aici mă aducea. Hai să vedem și drumul pe aici, că eu pe aici n-am venit niciodată. Hai să vedem. Da, ieșim tot în principal, nu era niciun bai, dacă mă aducea pe acolo sau pe aici. Oricum ar fi fost, era bine. Dar eu prima dată, dacă am urmat indicatorul de zonă industrială, n-avea rost să... Ia să ridicăm noi acum asta. Dăm pe automat aici, aer. Hai să ne uităm și la treceri pietoni pe aici. Hai că ăsta face cu dreapta. Și avem 18 km până la următoarea adresă. Ne bagă pe aici. Mă duceam și pe acolo cu stânga când am ieșit, dar era posibil să mă duc și mai în față ca să mai pot întoarce pe A12 ăla, așa de aici intru direct cu stânga, cred, da? Ia uite, aici așa îmi dă. Ca să mă urc pe A12. Dincolo este unul aici, un manechin. Ce-i mă cu... A, ăsta-i de ăla. Bă, ce urât ești, mă. Maimuța aia, mă, cum îi zice, mă, hai. E un mai... Uite, maimuța asta aici. Desenată. Mamă, ce înfiorător ești. Ce urât. Ce urât ești. Mi-a rămas ăsta afară, bă, dă-o leac mai în față. Mi-a rămas vagonul în spate. Ei, hai. Ăștia? Hai, că nu vine nimeni. Bicicletele. Mechele. Thank you.
încet, că mai sunt și camere, aici vin amenziile. Dimineața iar am intrat într-o cameră. Nu știu dacă merge sau nu, știam de ea, nu știu, m-am dat cu gândul, cu vorba, iar am luat-o. Ce-ai, mă? Pe cine-i clansonezi? Hai că i-am eliberat rândul. Eha. Bă, dar ce sucită e centura asta aici? Ce-ai făcut, mă? Dat-o peste cap, ai răsucit-o. Da, distribuții cu camionul, păi da, nu? Îți bag niște apă la spălătorul ăsta de parbriz, văd că nu mai are. Da, slăviți să fie Domnul că a dat biruință la prima descărcare, la a doua descărcare, de fapt una am făcut-o dimineață la 8, asta a fost a doua și acum la următoarea. Nu știu dacă avem clanson, nu i-am făcut proba. Biciclete, ceva. Clanson de turist. Tăiem accelerația că e roșu. N-avem retarder și nu mai călcăm frâna. Bă, dar de ce e turat așa? La 600 turația. Așa trebuie să fie. Hai că mai dăm atunci aproape.